Vineri, Chindia Târgoviște va întâlni pe teren propriu pe FCM Târgoviște. Silviu Dumitrescu, antrenorul de la Chindia Târgoviște, a pregătit meciul de vineri cu mare atenție și totodată a recunoscut că va fi un derby local, iar orgoliile își vor spune cuvântul. Înaintea derbiului, tehnicianul de la Chindia a recunoscut că FCM Târgoviște poate să ridice ceva probleme, dar asta nu îl împiedică să privească optimist spre jocul de vineri. Mai mult, Silviu Dumitrescu a spus că miza meciului este de palmares, pentru că punctele nu ajută pe niciuna dintre echipe. Este un derby local în care miza e mai mult de palmares, pentru că punctele puse în joc mâine nu știu dacă ajută vreo echipă. Am pregătit în ultima perioadă multă responsabilitate. Sper să evităm orice fel de surpriză în jocul ăsta de mâine, pentru că există antecedente, mă refer la meciul cu Titu. Sper mâine, eu știu, să echipa să fie într-o formă sportivă bună, să se respecte, în primul rând, pentru că reprezentăm un brand. Și, din punctul ăsta de vedere, noi ne-am luat toate mijloacele de siguranță pentru a trata acest meci cu multă responsabilitate. Și Cosmin Anton a spus că cei de la FCM Târgoviște cu siguranță își vor vinde pielea scump. Noi ne-am pregătit foarte bine săptămâna asta. Suntem conștienți de importanța jocului și sperăm să luăm cele 3 puncte. Cu siguranță nici FCM nu vor veni aici ca să vândă foarte scump pielea, pentru că sunt, cum am spus, sunt orgoli. Însă pentru noi cel mai important lucru este victoria. Nu trebuie să omitem faptul că fiecare dintre echipe pornește cu șanse. Meciul va avea loc pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște, începând cu ora 14.